Bună seara, stimați prieteni și neprieteni. Începem emisiunea noastră tradițională de aici, din studioul antimafie.md. Emisiunea noastră se transmite, așa cum știți, tradițional pe rețeaua prives.eu, pe Unimedia și pe antimafie.md. Vă rugăm să adresați întrebările noastre pe care noi le vom recepționa. E de dorit pe antimafie.md, dar ne vom strădui să le recepționăm pe toate și mă voi strădui să vă răspund la toate întrebările pe care le aveți. Întrucât tot mai multă lume ne privește și întrucât numărul celor care ne privesc la ora actuală, mă refer acum în total celor care ne privesc, se ridică peste 15.000 de oameni și online avem 2.000 și ceva de oameni care ne privesc. Noi am hotărât să nu mai schimbăm ora la care se difuzează emisiunea noastră. Emisiunea noastră se va difuza în continuare la ora 20:30. Ne vom strădui să lărgim area de acoperire. Avem acum niște discuții, poate reușim să transmitem și la radio, în așa fel încât în răgazul pe care îl avem până la alte alegeri parlamentare să reușim să construim un curent de opinie, așa cum vă spuneam. Încep cu evenimentele de ultimă săptămână, pentru că chiar dacă această săptămână a fost de sărbători, n-au lipsit evenimente, măcar pentru faptul și am să mă opresc puțin la noaptea învierii, la sărbătoarea de Paște, care a fost umbrită oarecum iarăși de striptizul moral și spiritual pe care îl fac acești golani împroprietăriți pentru a se afișa pe lângă fețele bisericești. Eu, pentru mine, acest spectacol este unul respingător și chiar dacă n-am fost de data asta la țară, am stat de vorbă cu mai multă lume care s-au indignat foarte mult pentru spectacolul pe care l-au văzut. Deci este un fel de striptiz la bară, ceea ce a făcut premierul Filat, așa zisul președinte Timofte și președintele Parlamentului Lupu, afișându-se pe lângă fețele bisericești și transmisând mesaje oarecum sau zis creștine ienoriașilor. Eu chiar m-am gândit, bă, la ce le folosește lor chestia asta? Și pe urmă mi-a explicat cineva că pe ariștii lor, cei care stau cu imaginea pe lângă ei, trepădușii lor, care le spun că, în special, chestia asta le aduce voturi. Și eu cred pe undeva că este adevărat lucrul ăsta, pentru că acele bătrâne care prin tradiție, prin dumneavoastră știți ce se întâmplă la noi la țară, ce este creștinismul la noi la țară. Este un fel de ocultism amestecat cu discântece, cu rugăciuni și cu preotul din biserică, care foarte adeseori este luat drept Domnul Iisus Hristos coborât pe pământ, chiar dacă ăștia, mulți dintre ei, sunt preocupați doar de îmbogățirea personală. Și dumneavoastră vedeți că eu în ultimul timp nu ostenesc să vorbesc despre lucrul ăsta, chiar cu riscul de a păcătui pe undeva atunci când vorbesc despre acești oameni. Dar vreau să vă spun că noi, pentru a putea să ne civilizăm, pentru a avansa în calea noastră spre Europa, vom avea de dat o bătălie pe tărâmul moral și spiritual, în care temele religioase nu trebuie să fie un tabu. Temele religioase și practicile religioase din Republica noastră, așa cum vă spuneam, amestecate cu un soi de misticism obscur, cu niște practici adeseori departe de practicile creștine ortodoxe, mențin o parte din populația Republicii Moldova într-o mlaștină spirituală și morală, care, dacă nu reușim să o frământăm, să scoatem această lume din această mlaștenă, riscăm să rămânem în coada civilizației europene și să nu mai semănăm niciodată cu oamenii din spațiu spre care tindem noi. Închei aici acest subiect și o să vă mai răspund la întrebări dacă o să mă întrebați. Cu a mai spune încă o dată că
Eu am să mă opresc poate și într-o scriere pe care am să o fac în curând la acest subiect legat de acest striptiz spiritual și moral pe care îl fac la bară politicienii atunci când este vorba de credință, religie și atitudinea oamenilor față de religie. Venirea lui Rogozin la Chișinău are rădăcini adânci. Moscova a încercat de data asta, trimițând acest emisar la Chișinău, a încercat să se convingă definitiv că are la Chișinău o echipă de oameni foarte ascultători și docili Moscovei. Eu, acum 2 ani, în 2010, când a fost parada de la Moscova, parada militară de la Moscova din 9 mai 2010, eu am încercat atunci să opresc acea participare a ostașilor moldoveni pe Piața Roșie în Moscova. Atunci premierul Filat a avut niște declarații foarte așa interesante, unde spunea că va tremura caldarâmul pe Piața Roșie sub cizma moldovenilor. Ori eu am considerat atunci și am explicat fenomenul, am considerat atunci că această participare la parada de la Moscova o să dea un semnal către oficialii de la Moscova că cei care au venit la Chișinău vor fi foarte docili la toate rugămințele lor. Pe noi ne așteaptă vremuri foarte grele în legătură cu Transnistria. Ne așteaptă vremuri grele nu pentru că Transnistria ar fi la ora actuală mai perspicace sau că Transnistria ar deveni mai atrăgătoare pentru moldovenii din partea dreaptă a Nistrului care ar dori reîntregirea țării, ci pentru faptul că cei care sunt la Chișinău au alte interese și această forfoteală a lor pe lângă această problemă este dictată de interesele economice a lui Plahotniuc și a lui Filat. Aceste interese economice a lui Plahotniuc și Filat sunt acoperite politic de această problemă care există de reglementarea conflictului transnistrean și vreau să vă spun că mai multă umilință țara asta cred că de mult n-a suportat decât acum când a venit Rogozin la Chișinău. Să vină ăsta la Chișinău și să ne dea lecții de istorie, să ne spună că Doamne, cum a zis, ca să fiu mai exact, să-l citesc cât mai exact, să ne spună că ar trebui să avem mai multă demnitate, să ne spună el că ar trebui să avem mai multă demnitate, el care s-a comportat cu Republica Moldova sau cu oficiarii din Republica Moldova ca un șah cu o cadână din haremul lui. Și ăștia au alergat în jurul lui, ba mai mult decât atât au ținut anumite întâlniri în secret. Ca să noi după asta să judecăm numai după fețele lor ce discuție a putut să aibă loc între ei și Rogozin. Într-o chestie a avut dreptate Rogozin. Oficialii moldoveni, așa cum i-a văzut el, nu au demnitate. Nu au demnitate și nu au cum cei de la Moscova, oficialii de la Moscova să ne respecte atunci când oficialii de la Chișinău se comportă cu atâta lipsă de demnitate. Ăștia, așa cum se comportă ei, nu în Europa ne duc. Credeți-mă, vă rog, pe cuvânt. Ăștia nu în Europa ne duc. Eu știu argumentul lor dintotdeauna. Dom'le, dar ce vor ăștia? Vor război cu Rusia? Că Rusia e puternică. Și dacă e puternică? Ce, Uniunea Sovietică nu era puternică când noi ne-am desprins? Sau mai pune cineva la îndoială faptul că desființarea Uniunii Sovietice a fost un pas bun spre civilizație? Și faptul că Rusia e puternică, faptul că Rusia e brutală, faptul că Rusia își dorește mai mult decât poate ține mâinile sale, asta trebuie să ne inhibe, asta trebuie să ne determine să ne comportăm așa cum se comportă ăștia. Atunci când Rogozin a spus că moldovenii trebuie să aibă demnitate, de fapt el se referea la relația dintre Republica Moldova și România. Ori el a considerat că ceea ce face actuala conducere în raport cu Rusia e bine. Cât mai multă umilință ne-ar trebui nouă atunci când Rogozin vine la Chișinău și recunoaște față de toată lumea
că, de fapt, serviciul sanitar rusesc nu are anumite regulamente care trebuie respectate. Ci e de ajuns să ai un ministru ca Lazar, e de ajuns să ai în fruntea Ministerului de Externe un colonel de securitate, de SIS, dar de fapt fost ofițer KGB, acest Lazar, care își ascunde biografia lui de KGBist pentru CV-ul lui de străinătate, pentru străini. Dar aici se dă tare, domnule, eu care sunt ofițer KGB, care știu cum se pun lucrurile, și vine ăsta de la Moscova, vine Rogozin să ne spună că, de fapt, noi mai putem vinde marfă pe piața rusească pentru că are acest Lazar un șarm al lui în discuțiile lui cu Onishinko. Vă dați seama câtă rușine trebuie să suportăm noi ca să auzim lucrurile astea? Ori odată cu venirea lui Rogozin la Chișinău, trebuia să vă uitați luni seara la Publica, nu luni seara, cred că luni, nu mai știu exact, luni seara. Trebuia să vă uitați luni seara la Publica să vă dați seama cât e de mare și tare coloana a 5-a a Rusiei în Republica Moldova. Cât e de mare și tare coloana a 5-a a Rusiei în Republica Moldova. Pentru că numai așa se developează cât de mult trebuie să muncească ei atunci când vine un oficial rus la Chișinău. Noi nu dezvoltăm, noi Mișcarea Populară Antimafie nu dezvoltăm acum atitudine antirusești sau pornim o provocare împotriva Rusiei. Noi spunem despre, mă iertați, lipsa de demnitate a unor golani împroprietăriți care conduc țara asta în interes personal. Doar în interes personal. Ori SRL Timofte sau Societatea pe Acțiuni Timofte sau această amebă, eunucul societății moldovenești, acest Timofte, deci este cea mai bună afacere a acestor doi, a lui Filat și a lui Plohotniuc. După ce s-au antrenat în funcții publice, altădată Filat în funcție publică, iar Plohotniuc pe lângă președintele Voroni, după ce s-au antrenat să cumpere imobile de stat la prețuri mici, și să le comercializeze la prețuri mari, acum cea mai bună afacere sub acoperirea instituției prezidențiale a ajuns pe mâna lor. După ce Filat a privatizat Iptehul, după ce Plahotniuc a luat Hotelul Național și Codru, după ce au văzut că se poate în felul ăsta, acum tot patrimoniul statului care a mai rămas este la cheremul lor. Și lumea, astăzi chiar stăteam de vorbă cu cineva și părea disperat omul, după ce și-a pierdut toată proprietatea, după ce l-au dus ăștia prin toate judecățile. Părea disperat omul, e băiat tânăr și cred că o să fie luptător aici alături de noi în antimafie. Dar părea disperat când îmi spunea, domnul Mucanu, dar oricum nu se aude, lumea asta tace și nu se indignează. Într-o zi o să se duc. Într-o zi n-o să mai rămână nimic din ei, pentru că numai bani au. Iar banii nu le rezolvă o mulțime de probleme pe care le au ăștia acum din dorința de a fura cât mai mult. Vă răspund la întrebări. Noastră, ca scop, v-ați pus să intrați în Parlament, chiar știind că nu aveți să obțineți majoritatea parlamentară, dumneavoastră ați promis că peste un an țara va arăta altfel. Cum planificați să îndepliniți această promisiune? Stimații mei prieteni, Mișcarea Populară Antimafie este altfel de formațiune politică decât alte formațiuni politice. N-avea rost eu, Sergiu Mocanu și colegii mei care sunt pe lângă mine să ne mai apucăm și să mai adăugăm la numărul de partide existente în Republica Moldova încă o formațiune politică după chipul și asemănarea celor pe care le fac oameni ca Filat, Plahotniuc, altădată Moțpan, cine mai făceau partide, toți au avut partide în țara asta. N-avea rost să facem lucrul ăsta. Noi construim un curent de opinii. Noi construim o mișcare. Noi construim un partid politic care este înregistrat la Ministerul Justiției printr-o minune. Dar este înregistrat la Ministerul Justiției și vom participa în viitoarea campanie electorală.
scopul acestei mișcări politice, și dumneavoastră o să vă convingeți, atunci când partidul nu este clientelar, atunci când partidul nu este la cheremul unui om, nu este o sectă totalitară, pentru că partidul lui Filat și al lui Plohotniuc sunt secte totalitare. Credeți dumneavoastră că cei din partidul lui Filat au vreun cuvânt de spus acum? Au un cuvânt de spus acum? Și dacă nu îi ține cu frica cum îi ținea Voronin pe cei din partidul lui, ăsta îi ține cu banul în partidul lui. Sau pe unii dintre ei, cum se cădenea, cu o falsă, cum se cădenea, că, domnule, ne-am propus niște scopuri și poate îi vine mintea la cap lui Filat ăsta și nu mai fură și așa mai departe. Ori oamenii care stau pe lângă Filat sunt șmecherii care au venit să fure pe lângă dânsul. Și eu v-am numit altădată și de grabă pregătesc acum de prin raioane, pregătesc informația și o să vă dau să vedeți ce face Filat ăsta cu oamenii lui, cu gașca lui prin raioane. Cu gașca lui prin raioane. Ori acum i-ați văzut Plahotniuc din teama că își pierde terenul de sub picioare, că asta îi se întâmplă în partid, își asigură un loc în parlamentul în viitor, în toate parlamentele de viitor prin votul uninominal. Pentru că la banii lui, el are speranța că oricând va găsi suficienți moldoveni să-i prăjească pe tigaia lui, să-i prăjească pe tigaia lui cu banii pe care i-are, în sensul că să-i aducă să voteze pentru el într-o campanie electorală. Iar alături de el, dacă introduce votul uninominal, vor veni tot golani din ăștia care s-au împroprietărit cu pământul țăranilor, cu proprietățile din țara asta și tot așa. Răspunzându-vă la întrebarea dumneavoastră, eu am spus-o foarte clar. Scopul unei formațiuni politice nu este să facă consensualități așa cum fac ăștia. O echipă mică pentru început, o să vă demonstrăm câte propuneri avem noi și cum cu partenerii noștri de peste hotare putem implementa programe de dezvoltare în Republica Moldova și nu le vom permite celor, chiar dacă nu vom fi la guvernare, nu le vom permite să fure. Și o să vedeți cât de activ vom fi pentru asta și cât de eficientă va fi echipa noastră pentru contracararea acțiunilor de zădărnicire a furturilor în țara asta. Iar atunci când noi vom fi la guvernare, noi vom aduce în Republica Moldova o misiune de supremație a legii, compusă din judecători, procurori și polițiști, care vor ști să consulte oficiarii din Republica Moldova, pentru că administrația și capacitatea de administrare a treburilor în țara asta să fie suficientă pentru a face regulă. Vă rog să nu disperați cei care acum vedeți că ăștia s-au instalat bine după numirea acestui eunuc în funcție de președinte a Republicii Moldova. Pe principiu ăsta l-au căutat. Să nu existe niciun fel de factor uman acolo sau eroare umane din lipsa omului. Din lipsa, am în vedere, caracterului, nervilor și mai departe. Amebă, organism monocelular. Care și-l vedeți acum, nu-i. Strălucește prin absență și le dă voie golanilor ăștia să fure țara asta de la Nistru până la Prut. Domnule Mucanu, în cazul că veți avea majoritatea în Parlament, pe cine îl veți pune în postul de prim-ministru, speaker, procuror general? Eu cred că este de vreme să vorbim încă despre lucrurile astea. Eu am o pregătire suficientă să fiu un prim-ministru bun în țara asta. Dacă voi avea în spatele meu o forță politică care să mă sprijine. Iar funcția de prim-ministru cred că ar fi suficient pentru o formațiune care vine la guvernare, ca restul oamenilor pe care și ia În funcții de miniștri, să fie subordonați partidului și să nu pretindă la funcții în partid. În așa fel încât partidul politic să poată controla activitatea lor și să-i retragă ori de câte ori va vedea că nu sunt eficient sau că a venit ca alte scopuri decât să muncească pentru țara asta. Iar în ceea ce ține de procuror general, speaker, nu vă spun că nu e atât de important chestia asta. Procurorul general va fi un om care va veni după schimbarea statutului Procuraturii Generale. Eu nu știu acum cine va fi procuror general, dar noi avem
în lista noastră a partidului, avem oameni care ar putea îndeplini această funcție. Oameni care au lucrat, care au suficientă practică, nu în procuratură. Procurorul general nu trebuie să provină din procuratură. Din procuratură, care a lucrat 3 ani de zile în procuratură, nu mai faci din el procuror general, care să muncească pentru dreptate în țara asta. Gata, nu faci nimic acolo. Din rândul procurorilor Republicii Moldova nu va fi nimeni procuror general. Va fi un jurist, din oamenii pe care îi avem noi în lista noastră, juriști buni, și care va face treabă, nu dintre procurori, și nu subordonat prim-ministrului sau președintelui Parlamentului și așa mai departe. Ce foloase a adus Moldovei aflarea lui Tulbure la Strasburg? Trimiterea lui Tulbure la Strasburg a fost făcută de Voronin în scopul zădărnicirii intrării României în Uniunea Europeană. Voronin avea intenție în 2001, 2002, 2003, avea intenții să zădărnicească intrarea României în Uniunea Europeană. Tocmai din această cauză, Alexei Tulbure și Morei au avut sarcina să facă cât mai multe provocări în adresa României, ca Germania să aibă suficiente motive, să aibă suficiente argumente și motive ca să convingă alte țări din Uniunea Europeană să nu fie admisă România în Uniunea Europeană. În 2001, 2002, 2003, Voronin a luptat cu încrâncenare prin oameni ca Tulbure și Morei împotriva admiterii României în Uniunea Europeană. Doar în 2003, la sfârșitul lui 2003, după respingerea planului Cozac, după ce Solana i-a promis lui Voronin sprijin, Voronin a fost nevoit să se deschidă către altă lume. Așa am ajuns eu consilier prezidențial. Așa am ajuns eu să am acces la documentele lor din președinție pe care le adunau ei împotriva României, să le iau din birou de la Tkaciuc, de la Petkova lor care strângea probe împotriva României, să le distrug, au știut că le distrug și se termină acest război absurd împotriva României. Din 2004 până în 2007 n-a mai fost nicio acțiune împotriva României. În 2007 mi-am încheiat și eu misiunea la președinție și țara vecină, țara soră, țara care ne poate trage și pe noi după ei în Uniunea Europeană, este a membru a Uniunii Europene. Aveți ceva de spus în privința lui Timofte, cum ar fi influență, luare de mită? Timofte a fost crâșă, se spune pe la București. A fost crâșă pentru judecătorii Raider. El tocmai din cauza asta a fost pus de plahotniuc la Consiliul Superior al Magistraturii, ca acei judecători care s-apucau să scoată hotărâri judecătorești împotriva unor acționari din bănci, când își pregătise plahotniuc operațiunea de preluare a băncilor, operațiune pe care a desfășurat-o în vara anului trecut, acești judecători au primit asigurări de la Timofti că nu li se va întâmpla absolut nimic. Nogai, acela judecătorul Raider de la Căușeni, și renumitul Colenco, care a, în privința căruia Timofte a și vorbit pe urmă că, domnule, omenește, am hotărât să nu-l mai pedepsim și tot așa. Timofte a ajuns în lista noastră, lista neagră a justiției, cu o lună de zile înainte de a fi nominalizat pentru funcția de președinte a Republicii Moldova. Cu o lună de zile înainte de a fi ales, cu o lună de zile înainte de a deveni eunucul societății moldovenești. Cum a reușit Voronin să-l facă aliat pe Roșca? Iarăși, era aproape firesc ca Roșca să ajungă aliatul lui Voronin. Pentru că tot ceea ce a făcut Roșca înainte, în anii 2000,
de prin 2008, cred că 2009, vorbea despre faptul că Roșca are o altă direcție decât cea pe care și-o declarase înainte. Uitați-vă la Roșca ce spune acum și o să vă convingeți prin discursul lui public pe care îl lăsește la televiziunea oarecum și a lui publică. Deci prin tot discursul lui o să vedeți că Roșca este cu totul altcineva decât cel care s-a declarat în anii când Mișcarea de Eliberare Națională a fost deturnată. O să vedeți, dacă îl ascultați foarte atent, de unde bat vânturile în capul lui și ce rostește el acum la publica. Ce se întâmplă cu insulele la izvor și cu Banca de Economii? Banca de Economii, insulele la izvor. Alte bănci din Republica Moldova pe care a pus ochiul Plahotniuc, dar nu numai băncile și insulele la izvor, dar suprafețe de teren foarte costisitor, foarte scump din Chișinău, se va vedea în scurt timp că aparține lui Plahotniuc, prin oameni interpuși. Eu când vă spun de 2 ani de zile că Plahotniuc a pus mâna, am auzit de ună zânc o aiureală vorbită prin târgul ăsta, dar asta vine din dorința ăstora, așa cum făcea Filat, fac o mică abatere acum, așa cum făcea Filat în perioada când eu îl atacam mai mult pe Plahotniuc, când îl întreba o lui, dar ce cu mucanul ăsta? Deci chiar anturajul lui când îl întreba pe Filat, dar ce cu mucanul ăsta? E nostru, lăsați, el e de-a nostru, el e sub control. Deci ei ăștia încearcă întotdeauna să demonstreze că totul e sub controlul lor. Nu mai sunt ei chiar așa de puternici cum se arată. Dar vă spuneam că am auzit că mai că Mișcarea Populară Antimafie n-ar fi cumva a lui Plahotniuc pentru ca el să-și facă imagine. Mai mare prostie n-am auzit în ultimul timp. Deci vă închipuiți că ăsta așa e de titanic el la lui, că și-a inventat o mișcare populară antimafie, care chipurile nu prea înțeleg de ce i-ar face PR-ul ăsta chipurile, că l-ar face tare și mare. Eu am spus și cu alte ocazii. Eu este un golan împroprietărit, care până la urmă nu-i balaur și nu-i monstru. Că mâine dacă vine Mișcarea Populară Antimafie la putere, nu rămâne nimic din ei, nici din Filaș, nici din toată bravada lor. Insulele la izvor au fost preluate de către Plahotniuc prin oamenii lui, la fel cum au preluat sectoare din centrul Chișinăului. Mă tem că într-o bună zi o să aflăm că Piața Marea Dunării Naționale a cumpărat-o Filaț sau Plahotniuc. Iar spectacolul ăsta pe care îl face la ora actuală nepotul lui Ghimpu, care prin cumul mai este și primar de Chișinău. Spectacolul ăsta pe care îl face el, că chipurile luptă împotriva la chestia asta și uite, se adresează în judecată și vrea să-l iei înapoi, este doar un spectacol. Pentru că moșul de mult s-a vândut lui Plahotniuc. Cu tot ce are. Plahotniuc de mult l-a cumpărat pe moșul. Trădarea cu alegerea lui Timofte s-a încheiat cu tranzacții bănești. Foarte, știți ce a vândut în principiu Ghimpu? Ghimpu e comerciant. Ghimpu a vândut lui Plahotniuc alegerea președintelui, adică marfa lui era funcția de președinte a Parlamentului la care n-a mai pretins. Și n-a mai pretins nici la funcția de prim-vice a Parlamentului. N-a mai pretins la nimic. A mai făcut vâlvă vreo 2 săptămâni de zile că ar vrea să fie procuror general, ceea ce era o absurditate, și cu asta s-a terminat. A pus bani în buzunar și cu asta s-a terminat. Iar atâta lume crede că Ghimpu ar fi salvarea împotriva rușilor. Și aici a făcut câteva declarații de ochiul lumii, că uite, el se opune declarațiilor lui Rogoze. Dar n-a chemat Consiliul Alianței să-i întrebe, bă, nenorociților, de ce vă bateți joc de țara asta?
De ce umiliți țara asta prin întâlnirile astea? De ce Timofte ăsta a vostru umilește țara asta să meargă să-l întâlnească pe un dușman la scara clădirii în care se află el, în care ține locul de președinte? De ce a mers și i-a dat mâna ăstuia care a alergat cu Kalashnikov în mână platoul de la Coșnița și a tras în noi? Pentru că interesele economice a Republicii Moldova dictează așa ceva? Interesele lor economice dictează așa ceva. Și o să vă convingeți, în special oamenii care se ocupă, care au business mic, mijlociu, o să vă convingeți în foarte puțin timp ce înseamnă contrabanda din Transnistria, care va distruge tot businessul în țara asta după înțelegerile pe care le fac ei. După ceea ce vând ei. Domnule Mucanu, cum vă pregătiți pentru alegerile din 2015? În primul rând că eu nu cred că alegerile vor avea loc în 2015. Iar dacă alegerile vor avea loc în 2015, dar nu în 2015, în 2014, chiar dacă cred că așa, în 2010 au fost, în 2014. În 2014, în noiembrie, ar urma să fie alegeri parlamentare ordinare. Eu la ora actuală, noi la ora actuală, Mișcarea Populară Antimafie, construim mișcarea noastră, construim partidul nostru. Eu mă aflu în teritoriu, eu merg în teritoriu, unde construim organizațiile noastre. Noi avem birouri teritoriale, unde avem și oficii în teritoriu. Pentru cei care mă întrebați, probabil sunteți de la Chișinău. Noi avem oficii în teritoriu. Noi discutăm cu lumea iată așa, stând de vorbă cu dumneavoastră și creând un curent de opinii prin tot ceea ce vă spunem noi. Noi căutăm oameni la ora actuală. Noi suntem în căutare de oameni. Dacă ne adunăm 120 de oameni, mă refer acum la liderii Mișcării Populare Antimafie, la cei care vor constitui echipa parlamentară și guvernamentală, răsturnăm, devenim majoritate parlamentară în 2014. Și eu când văd scepticismul unor oameni că, omule, dar nu mai putem pentru că trebuie bani, noi reabilităm munca voluntară la ora actuală. Noi nu avem banii lor. Dar chiar dacă ar exista prin absurd niște bani, n-ar merita, noi nu asemenea organizații facem. Noi nu vom cumpăra cu bani alegătorul. Și vom demonstra că așa ceva este posibil pentru scepticii zilelor de astăzi. Pentru că nu mai trece figura pe care au făcut-o ei altă dată. Dar nu vă grăbiți să declarați alegerile în 2014. Pentru că o să treacă ceva timp și o să vedeți dumneavoastră câtă luptă se începe între ei. Pentru că această îmbrățișare fatidică, această îmbrățișare sufocantă în care l-a luat Plahotniuc în brațe pe Filat, o să termină foarte rău. Pentru Filat, a cărui soartă nu o deplângem, el și-a meritat soarta, eu o să termine foarte rău pentru el. Și el și-a meritat soarta asta. Pentru că acum un an se declara luptător împotriva mafiei. O să vă aducem în scurt timp toate declarațiile pe care le făcea Filat acum un an. Cu Păpușarul, cu mafia, cu toleranță zero corupții. O să le postăm pe site-urile noastre și o să le vedeți încă o dată. O să-l vedeți pe Filat în toată splendoarea lui de jucător de striptiz la bară. O să-l vedeți cât de frumos arăta el în lupta lui, așa zis, antimafie. Și acum o să-l vedeți îmbrățișat de Plahotniuc și cât de sufocantă va deveni această îmbrățișare. Îl termină Plahotniuc. I-am spus încă în ianuarie trecut. Îl termină Plahotniuc. N-a existat încă nimic în jurul Plahotniuc ca să nu fie înghițit de asta. Pentru că ambițiile lui Plahotniuc depășesc cu mult ceea ce cred oamenii despre ei și despre cum ar trebui să meargă lucrurile în țara asta. Sunt însă nevoit pentru cei care cad în pesimism și în disperare atunci când spun lucrurile astea, sunt nevoit fiecare dată să vă spun, Plahotniuc nu este balaur, este un țânc căruia încă nimeni nu i-a dat cu piciorul din cauza faptului că în țara asta curajul, demnitatea, spiritul de luptător sunt încă deocamdată deficitare. Dar în persoana Mișcării Populare Antimafie, Plahotniuc și Filat și-au găsit nașul
Și să țineți minte ce v-am spus astăzi. Și-au găsit nașul în ceea ce este mișcarea populară antimafie. Și în ceea ce sunt oamenii care vin pe lângă mișcarea populară antimafie acum. Și dacă mă vedeți pe mine mai încrezut astăzi, să știți că această încredere mi-o dă discuția pe care o am cu o sumedenie, cu foarte mulți oameni de treabă în țara asta, care din cum scădenii au stat deoparte, din cum scădenii nu s-au băgat în politică, pentru că au considerat că politica este mârșavă. Politica este mârșavă, dar numai pentru oamenii care sunt mârșavi, care o fac cu mârșăvenii politica. În rest, pentru oamenii de treabă și cum se cade, politica este o ocupație onorabilă, o ocupație de onoare. Nu există nimic mai onorabil decât să îți consumi cele mai bune aptitudini pe care le ai în interesul acestor oameni, în interesul oamenilor care au crescut pe lângă tine, în interesul foștilor tăi colegi de clasă, în interesul vecinilor tăi, rudelor tale. Pentru că asta, ăștia suntem noi. Ori ăștia care sunt la guvernare la ora actuală, i-ați văzut, vorbesc ca din cosmos, vorbesc ca de pe orbita Pământului. Doamne, dacă m-aș da într-o parte să mă apuc să scriu, eu câteodată am regretul ăsta că nu pot să stau deoparte și să scriu, să iau în derâdere. Pentru că ei asta ar merita, de fapt. Eu vorbesc prea serios pentru și le dau probabil prea multă importanță prin lupta pe care o am. Pentru că, de fapt, ar trebui să stai și să scrii pamflete despre ei. L-am văzut așa aș vrea să-i scriu, că într-o perioadă când eram mai liber, mă apucasem într-un timp și scriam pamflete care aveau succes pe blogul meu. L-am văzut pe Filat la Universitatea Tehnică cum îi povestea rectorul de acolo că va trimite un bostan în cosmos, o cameră de luat vedere care va filma suprafața țării noastre. Și Filat a zis că a visat și el să ajungă cosmonaut. Ai ajuns, Filat, cosmonaut. Vorbești cu lumea asta de pe orbita Pământului. Asta este starea ta. Și pe orbită ți-ai luat rudele, ți-ai luat bogăție de aici, iar toată lumea asta trăiește în sărăcie. Toată lumea asta trăiește în sărăcie. Filat, Ghimpu, Plahotniuc sunt la putere, iar dumneavoastră nu. Cum explicați? Simplu. Simplu explic. Eu nu m-am luat cu ei la întrecere. Eu nu m-am gândit în ziua de 7 aprilie cum să mă plasez cât mai bine după ce s-a văzut că tinerii ăștia vor da jos comuniștii. Eu nu m-am gândit cum să fac în așa fel încât să rămân la libertate și să mă plasez pe undeva pe lângă ei. Eu dacă vroiam la ora actuală să mă bag pe lângă cineva sau să fiu la guvernare, eram, dar nu ăsta este scopul meu. Mai drept zis, scopul nostru, scopul meu, scopul colegilor mei, nu este să ajungem cu orice preț la guvernare. Dacă ajungeam ca ei, că este un smintit dintre analiștii ăștia politici, unul negru care spunea îl sfătuiam eu în campanie electorală pe Dorin Chirtoacă ce ar trebui să facă și ăsta spunea, dacă ascult sfaturile Mocanu, ai să ajungi acolo unde a ajuns el. Și credeți că nu era onorabil să ajungi și să lupți, mai ales pentru unul ca Dorin Chirtoacă, care părea că are aptitudini la vârsta lui, să ajungă într-o formațiune cum este Mișcarea Populară Antimafie? Cine v-a spus dumneavoastră că succesul este să parvii cu orice preț? Eu sunt un politician de succes. Pentru că după 20 de ani de activitate politică am reușit foarte multe lucruri. Nefiind la guvernare. Eu am fost în tranșee atunci când a trebuit să fiu în tranșee. Eu am fost în piață atunci când a trebuit să fiu în piață. Și prin rezistența mea, chiar pușcăria mea, chiar 4 luni de pușcărie, este succesul meu. Am rămas în viață, am rămas sănătos, sunt viguros, am experiență și lupta mea de până acum este un succes, nu este un succes. Și asta vă spun nu pentru că mă laud, ci pentru ca dumneavoastră să înțelegeți că a face politică nu înseamnă să parvii cu orice preț. Ce credeți că
modul în care Filat sau Plahotniuc, Filat acum spunem că ăsta se ocupă mai mult de PR, al dumneavoastră Vlad Filat îl învață PR-iștii lui să pronunțe. Ce credeți că modul ăsta de a aduna electorat în felul ăsta este o politică de succes? Politica lor la ora actuală este cum, având aceste funcții, să găsească ceva care ar cumpăra sub prețul de piață și să o vândă, la sume fabuloase. Așa fac și în politică. Așa cumpără voturile oamenilor. Păi, dar frații mei, dacă noi vrem să schimbăm în țara asta, asta ar însemna pentru noi politica de succes? Iată de ce eu nu sunt alături de ei, iată de ce eu nu sunt la guvernare. Ori ăsta care a scris, dumneavoastră cel care a scris, nu vă supărați. Ori dumneavoastră cel care a scris, probabil că asta ați avut în vedere, că dacă aveți atâta dreptate, de ce nu sunteți acolo? Adică ei sunt oameni de succes, nu sunt ei oameni de succes și nu sunt politicieni de succes. O să treacă un an de zile. V-am spus, numai bani au. Numai bani au. Ori sigur că ei par de succes în toate revistele glamuroase, îi vedeți, cu toate nevestele lor, la care le-au cumpărat mașini scumpe. Scrie despre o mașină foarte scumpă pe care o are Sanda Filat, da. Și are treabă șor cu mașina aceea, din cât știu eu. Și tot chestia asta e legată nu de succesele lui Filat ca om de afaceri, ci de oameni de afaceri care obțin facilități de la ei. Ilan Șor. Și mult clasica. Duty free. Asta e succes politic. Cum vă uitați la mărirea salariilor funcționarilor înalți? Cam nu-i prea mare bătaie de joc? Prea mare bătaie de joc. Dar vreau să vă spun că ei, prin faptul că au mărit salariile acestor demnitari, iarăși asta e o stratagemă. Știți ce e stratagemă? Scurt vă spun. Stratagemă e atunci când cineva mimează un atac general pe un sector de front. Dușmanul își concentrează toate forțele acolo, adversarul își concentrează toate forțele acolo, iar atacurile se produc în altă parte. Această mărire de salarii a acestor demnitari este o stratagemă. Deci ei încearcă prin asta să atragă opinia publică asupra, să ne atragă atenția la faptul că, uite că ei și-au mărit salariul și asta ar fi păcatul cel mai mare. Și ăsta este păcat pe lângă ce e cum trăiește lumea asta. Dar în timp ce toată lumea își concentrează atenția la faptul că ei și-au mărit salariile, ei fură de 10 ori mai mult. Din furt își duc ei viața la ora actuală. Domnule Mocanu, se aude că Plahotniuc a lăsat familia Voronin fără bani. Ce puteți spune de Filip? Azi am auzit că face o casă la Buiucan de vreo 2 milioane de euro. Cum așa de repede s-a îmbogățit? Dar el, Filip ăsta, vă referiți la ministru Filip, ăsta a fost de mult este sub aripa lui Plahotniuc. El încă acolo, la tutun încă fura. Cu Filat a furat altă dată. Încă la... Deci ăsta e hoț de mult ăsta, nu acum au devenit hoț. Casa nu și-o face din acum. Acum are mult mai mulți bani. Da, ăsta e hoț de mult, Filip ăsta. Și Plahotniuc și-a adunat o gașcă de asta de hoți care o furat altă dată și care le dă voie să furi și acum. Plahotniuc a lăsat familia Voronin fără bani. Nu chiar fără bani de tot. Au bani, dar nu i-a lăsat. Dar problema cea mai mare este că prin faptul că Plahotniuc îl șantajează pe Voronin, dar îl șantajează. Deci familia Voronin la ora actuală este sub imperativul șantajului pe care îl face în fiecare zi Plahotniuc. Am mai spus-o și cu altă ocazie. La Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției, unde era chemat Oleg Voronin, informație despre cardul lui bancar a scos-o în public Plahotniuc, ca după asta el să fie invitat la Centrul de Combatere a Crimelor Economice și Corupției și să-l șantajeze acolo. Deci venea, vă spun exact cum se întâmpla, venea Oleg Voronin, s-a așezat pe scaun, ofițerul îi spunea că are mandat de reținere, ăsta începea să fumeze și să transpire și-l ruga pe ofițerul respectiv să-i dea un telefon. Ofițerul respectiv mergea la șefii lui, care stăteau toți și așteptau
Plahotniuc stătea și aștepta la telefonul lui, ofițerii toți, asta era o operațiune. Stăteau în biroul de alături, ăsta mergea și spunea, el vrea un telefon, dă-i telefon. Îi duceau telefonul, ăsta îl suna pe Plahotniuc și la telefon Plahotniuc îi spunea ce să-i mai cedeze ca să vorbească el cu cineva, ca să nu-l rețină. Și așa a fost de 6 ori. Voronin, sigur că nu-i poate ierta lui Plahotniuc chestia asta. Numai că asta, chestia asta cu șantajul lui Voronin și cu preluarea averilor de la familia Voronin de către Plahotniuc, la ora actuală a adus la cel mai prost spectacol care se poate întâmpla. Voronin, când își scoate proletariatul în piață, el doar nu le spune lor că de fapt el îi folosește pentru a-și reîntoarce proprietățile și pentru a se răzbuna împotriva lui Plahotniuc. Credeți-mă, tot spectacolul ăsta al Voronin în piață arăta altfel dacă ne închipuim prin absurd că Voronin ieșea din această stare de șantaj pe care o face Plahotniuc, depășea o anumită stare și ieșea și se pocăia în fața proletariatului lui și spunea, oameni buni, eu am greșit, eu i-am creat pe ăștia, eu i-am creat pe ăștia, eu care în loc să mă îngrijesc de cei mulți, așa cum am declarat, de fapt m-am îngrijit de familia mea, de îmbogățirea familiei mele. Ori rup legământul ăsta și mergem împreună. Era altă situație. Dacă ne închipuim prin absurd că așa ceva era posibil. Nu era posibil. Dar Voronin, la ora actuală, este inhibat în fața lui Plahotniuc. Se gândește zi și noapte cum ar reveni și cum s-ar răzbuna. Ori asta n-are nimic cu noi, cu lupta politică și așa mai departe. Domnule Mocanu, nu sunteți comunist, nu sunteți unionist, nu sunteți extremist, dar nici prea moderat. Cine sunteți? Sunt liderul Mișcării Populare Antimafie. Nu sunt comunist, nu sunt unionist, nu sunt extremist, dar nici prea moderat. Aveți perfectă dreptate. Pentru că eu cred că noi, oamenii din țara asta, noi oamenii din țara asta, avem șanse să ajungem în Europa doar dacă consolidăm statul ăsta. Nu așa cum ne îndeamnă unii smintiți în piață că am distrus statul, l-am adus la zero, ca după asta să reușim să ne unim cu România sau să facem altceva. Nu este posibil, oameni buni, lucrul ăsta. Prin consolidarea acestui stat putem obține orice deziderat, orice deziderat, european, românesc, tot ce vreți, dar prin consolidarea statului. Pentru că nu vine nimeni să curăță mizeria din țara asta. Nu vine nimeni. Nici cei de la București, nici cei de la Bruxelles, nici cei de la Washington, nu vine nimeni în locul nostru să curăță mizeria asta. Asta este lupta noastră. Asta este lupta noastră a celor care trăim aici, a generațiilor noastre care ne-am implicat, nici măcar a copiilor noștri. Suntem ultimii lași dacă nu luptăm astăzi și lăsăm copiilor noștri mizeria asta. Conform sondajelor, partidele de la guvernare au scăzut din popularitate. Ce părere aveți? Nu mă preocupă sondajele. Nu mă preocupă sondajele acestor ciobotari, boțani, petruți, și tot ăștia care umblă sau membrilor partidului lui Plahotniuc, îmi scapă numele acum, așa, se dă în târg ca om modest, dar e în conducerea partidului democrat, iar pe de altă parte, îmi amintesc numele altă dată și vă spun, un domn simpatic de altfel, și se dă că încă face și sondaje. Nu cred în sondaje. Nu cred în sondaje. Nu cred în posibilitatea sau în cumsicădenia celor care le fac. Pentru că sondajele și studiile sociologice sunt importante. În general, sunt importante. Această știință e o știință, e o știință serioasă. Numai că aici asta e comerț, asta e piață, asta e bâlce, asta e tot ce vreți, talcioc dacă vreți. Talcioc, nimic altceva. Și
faptul că ei scad în sondaj, o fi, dar noi nu avem măsurătoare pentru asta. M-aș bucura și vă cred că ei cad în sondaje, dar nu avem măsurătoare. Toate măsurătoarele aici sunt la degetul cel mic al lui Petruț. Și eu, plus la asta, credeți-mă, vă rog, am spus-o și cu altă ocazie, pentru mine politica nu este aritmetică. Eu m-am învățat în viața asta să sfidez realitățile. Realitățile ne spuneau în 88-89 că nu există nicio șansă ca un colos așa de mare cum este Uniunea Sovietică să cadă. Și a căzut. A căzut la picioarele unor săraci, unor nenorociți, cum eram noi pe atunci. Unor firavi, tineri, neexperimentați. A căzut la picioarele noastre și noi am văzut această mare minune. Și acum noi să credem că niște mârlani care au venit în virtutea unei conjuncturi nefericite la putere sunt atât de mari și că noi nu reușim să facem regulă în țara asta. Dar reușim, oameni buni. Reușim. Și eu în fiecare zi asta fac. Le inspir încredere colegilor mei să nu dispere. Credeți că doi mârlani care au pus mâna pe totul în țara asta chiar sunt mai mari decât colosuri care au căzut la picioarele unor sărăntoși, la picioarele unor nenorociți? Vor cădea și o să ne fie rușini celor care avem minute de disperare, pentru că ele se pot egala cu lăștatea. Ce puteți să ne spuneți despre vânzarea de armament Armeniei? Știu foarte puțin despre chestia asta. Am auzit că astăzi comuniștii ar fi declarat că în spatele acestei vânzări stă Vlad Filat. Lucru pe care eu nu-l exclud. Pentru că nu există lucruri bunuri în țara asta pe care Filat n-ar vrea să le vândă. Credeți-mă, vă rog, nu spun din dorința de a epata sau de a-l pune gri pe politicianul numărul 1, cum își spune el în țara asta, cosmonautul nostru Filat. Nu din cauza asta. O spun din cauza că știu sigur că nu există nimic în jurul, nu există niciun fel de materialități în jurul lui Filat, pe care n-ar vrea el să le cumpere sub prețul de cost și pe care n-ar vrea să le comercializeze în foarte scurt timp la prețuri fabuloase. Asta a făcut întotdeauna. Și când s-a adunase în jurul lui Diacov, șmecherul lui Diacov, altădată în Partidul Democrat, eu îi studiam din aproape, ca pe șobolani în laborator. Păi Filat nu putea dormi nopțile dacă Gumă câștiga cu un leu mai mult. Și noastră nu o să mă credeți, dar asta este condiția acestor oameni mărunți care iese și-și umflă piepturile pline de importanță pe motiv că ei ostenesc muncit pentru țara asta. Nu există absolut nimic, nicio materialitate în jurul lor pe care n-ar vrea ei să o cumpere și să o vândă. Nu există niciun om în țara asta pe care nu l-ar bate ei pe umăr și i-ar face din ochi că, domnule, lasă că facem noi ceva și pentru dumneavoastră și să nu facă nimic. Credeți dumneavoastră că modul în care s-au comportat ei cu Rogozin, modul slugarnic în care s-a comportat acest Vlad Filat în raport cu Putin, credeți dumneavoastră că asta nu are consecințe imediate de lungă durată pentru Republica Moldova? Are consecințe foarte mari. Pentru că lui Putin, celor de la Moscova, li-i suficient să vadă în ochii lor această lașitate și să-și dea seama că această cadână, cum este Republica Moldova, va fi încă mulți ani de zile în haremul pe care vor ei să-l facă. Când am spus acest lucru, am spus dorința lor. Noi nu suntem cadână în acest harem tătaro-mongol. Și oricât de mulți șelini ar încerca să facă pe aici referendumuri de aderare la Uniunea Euroasiatică, nu o să le iasă absolut nimic.
Republica Moldova, țara noastră, este o țară europeană. Este o țară care aparține civilizației europene cu tot, cu toate problemele de ocultism zis religios pe care îl cultivă la ora actuală o parte din popimea de la Chișinău. Țara asta este țară europeană, țară care aparține civilizației europeană, țară care are cu ce să vină în această lume a Europei. Țară pe care își are alături un ocean mare, cum este România, de cultură europeană și care îi aparține. Și această țară, prin noi, prin oameni care înțelegem misiunea pe care o avem, alături de prietenii noștri din afară, după ce înlăturăm pe acești mârlani de la conducere, și asta se va întâmpla în foarte scurt timp, mai scurt decât credeți dumneavoastră, va avea această șansă. Stimați prieteni, Hristos a înviat. Vă doresc în continuare sărbători fericite, Mișcarea Populară Antimafie, prin aceste acțiuni pe care le facem noi, prin acest cuvânt pe care vă spun eu, și care se va răspândi tot mai larg prin alte mijloace de informare în masă, este alături de dumneavoastră. Veniți alături de noi și nu o să greșeți. Bună seara!